19 martie, în calendarul nostru roman, latin, figurează ca o zi în care îl sărbătorim în fiecare an pe Sfântul Iosif, patronul Bisericii Universale. Anul acesta, 19 martie 2021, înseamnă pentru noi un moment de referință, un moment, am putea spune, istoric, pentru că în sărbătoarea Sfântului Iosif vom inaugura un radio la care speram de mult, radio al episcopiei noastre, numit Ercis FM. Noi am așteptat de mult înființarea acestui post de radio. Va funcționa, așa cum probabil ați mai fost informați, pentru început online. Dar ne bucurăm de acest lucru, pentru că un atare radio era așteptat foarte mult de preoții și credincioșii noștri de rit latin. Am avut totdeauna colaborări frumoase cu Radio Maria. Vom păstra legătura și cu Radio Maria și vom colabora așa cum se cuvine, frumos. Credincioșii noștri ne-au cerut de mai multe ori să le oferim un spațiu mai generos, mai mare pentru transmisiile în slujbelor, în ritul nostru latin. Și tocmai de aceea noi am făcut tot ce ne-a stat în putință pentru a înființa acest post de radio și de pe 19 martie să mergem, cum se spune, pe picioarele proprii. Dorința noastră foarte mare este ca ascultătorii noștri să urmărească acest post de radio și să ne sugereze eventual, și sigur o vor face, să ne sugereze mereu idei, propuneri pentru ca acest radio să fie mereu, mereu îmbunătățit. Pornim la drum cu o grilă frumoasă, variată, pe care o veți vedea și urmări și dumneavoastră. Pe lângă Sfintele Liturghii, pe care le vom transmite zilnic, dimineața și seara, în ritul nostru latin, veți avea ocazie să puteți recita Sfântul Rozariu împreună cu noi, cu specificul nostru latin, de asemenea o mulțime de emisiuni în care ne vom adresa direct copiilor, tinerilor, vârstnicilor pe diferite categorii de vârstă și de asemenea vor fi catehezie, vor fi conferințe, vor fi tot felul de programe. Noi încercăm să fie cât mai variat acest program și sigur de fiecare dată sau vom include între programe sau programe speciale și de muzică, muzică clasică, muzică religioasă, muzică laică, folclor și de asemenea veți putea lua legătură cu noi și direct, după cum veți constata urmărind grila. Bucuria este mare pentru mine, cel puțin ca păstor al diecezei de Iași, dar sunt convins că este aceeași mare bucurie pentru toți, pentru că foarte mulți mi-au spus până acum, preasfințite, abia așteptăm să apară acest post de radio. Îi mulțumim lui Dumnezeu că ne-a ajutat să ajungem la acest punct. Sperăm într-un viitor cât mai apropiat să putem transmite pe frecvență FM și mai sunt câțiva pași de făcut, dar cu ajutorul lui Dumnezeu, susținut și de rugăciunile dumneavoastră, să putem ajunge și acolo, așa încât radio pe care îl inițiem pe 19 martie 2021 să fie un post de radio catolic care să poată fi urmărit în toate colțurile diecezii noastre de Iași. Îi mulțumim lui Dumnezeu pentru că ne-a ajutat să ajungem la acest moment important din viața diecezii noastre de Iași. O rugăm pe Sfânta Fecioară Maria, că rămâne mama, patroana noastră, așa cum am urmărit emisiunile la Radio Maria și, sigur, nimeni nu ne împiedică să continuăm să urmărim unele programe sau mai multe de la Radio Maria, dar începând de pe 19 martie, inițiind Radio Ercis FM, să puteți urmări, să putem urmări toți transmisiile așa cum v-am explicat. Și de aceea rugăm pe Sfântul Iosif, în sărbătoarea căruia inițiem
deschiderea acestui post de radio, să ne ocrotească, să ne mijlocească de la Dumnezeu, alături de soția sa sfântă, Fecioară Maria, tot ajutorul de care avem nevoie. Eu vreau să-i felicit pe toți cei care s-au implicat, toată echipa de la RCIS FM, pentru ca să ajungem la acest moment și să le doresc mult succes, să nu se descurajeze, pentru că nu va fi ușor de susținut un radio 24 de ore din 24. Dar când vor da mai de situații sau momente mai grele, îi îndemn să nu se descurajeze niciodată, ci să prindă curaj să meargă înainte, pentru că este un radio care considerăm toți că este foarte util pentru credința credincioșilor noștri, pentru a-i susține pe drumul credinței și a le oferi și, sigur, și teme variate, deconectante, cum veți constata. Bunul Dumnezeu să îi ajute pe toți cei din echipa RCIS FM, echipă care este coordonată în permanență de Părintele Adrian Blăjuță. Îi mulțumim și îi dorim mult succes lui și întregii echipe. Dumnezeu să binecuvânteze acest post de radio, să binecuvânteze prin el întreaga noastră dieceză, să fie spre slava lui și spre binele nostru sufletesc. Lăudat să fie Iisus Hristos!